La celălalt capăt. Aici. Uite. Stai, unde-i? Uite aici. Acolo e al lui Acum, da. Și spune și pe mâini. Și pe mâini, spune. 1, 2, 3, și. Și acum o sap. Ștergete bine, da? Și pe aici. Ștergete. Cum mergem afară? Hai să luăm apa. Uite. E cam apa. Vezi? Mergem. Vrei să bei, am zis? Nu. Bună dimineața, astăzi este în 6 iunie. Am dus-o pe Econ la grădiniță. Soțul meu merge la lucru. Ea eu merg la vizul de export. Pentru că m-am sunat săptămâna trecută. Ok. Hai. M-am sunat săptămâna trecută. Nu, săptămâna asta, de fapt. M-au sunat săptămâna asta și mi-au zis că au loc pentru a face sport. Luna trecută, în mai, nu am mai început sportul, deoarece mi-a fost dat programările într-o zi în care nu aș fi putut să merg. Și împreună cu ei că nu aș fi putut să merg, așa că am renunțat și mi-au spus că o să mă mai sune când o să aibă alt curs. Mi-a spus să-mi caute curs care să fie ori dimineața, ori luni sau marți. Aș putea să merg la orice oră, luni sau marți. Și da, m-au sunat săptămâna asta, mi-au spus că este loc pentru vineri dimineața și joi la ora 10 să merg pentru înregistrare, mi se pare. Și acum, imediat ajung la Gesundheit Sport. Acum am ajuns la Gesundheit Sport. Gata! Am terminat la Gesundheit Sport. De mâine o să încep sportul. Am primit și două hârtii. Una trebuie să o completez, să o aduc mâine și cealaltă va rămâne acasă. Mâine la 9:15 trebuie să fiu aici, pentru că la 9:30 începem sportul și durează cam o oră, 45 de minute. Acum, imediat ajung acasă și pe la 12 trebuie să mă duc să o iau pe Ecam. Sper să apuc să fac ceva de mâncare până merg să o iau pe Ecam, pentru că este deja ora aproape 11. Acum merg să o iau pe Ecam de la grădiniță. Ce frumos a curățat gardul.
Acolo mai în spate domnul care curăță gardul. În fiecare zi e că îmi face asta, după ce ieșim de la grădini. Noi venim de la grădiniță acum și ea fuge până acolo și fuge înapoi la mine. Hai, hai! Așteaptă să o iau în brațe. Oh. Iubita mea! Da. Dar de ce ai plâns astăzi la grădi? Ce s-a întâmplat? Am mâncat și budinca. Ai mâncat budinca? Ok, ai mâncat, dar prima dată spune-mi ce s-a întâmplat la grădiniță. De ce ai plâns? Hai aici, hai să povestim. De ce ai plâns la grădi? Așa că... Hă? Dar de ce ai plâns? Te-a bătut cineva? Copii te-a bătut. Dar data viitoare când mai vrea cineva să te bată, te duci la teacher, da? Repede, repede și îi spui. Și nu te mai bate după aia nimeni. Da. Pune acolo, hai să mergem acum. Las că venim mâine la grădi. Da, cu mama. Cu cine? Cu mami și cu mami. Mami nu vine, mami se duce mâine la Gesundheit Sport. Care mami de făcut o oră de sport și vii cu papa mâine la grădi. Da! Da, cu papa vii la grădi. Mai merge și pe sport și când merge și cu papa la grădi. Aha. Papa, e că merge cu papa la grădi și apoi papa se duce la lucru. Da, și voi mai merge și la grădi că se duce. Ți-a plăcut astăzi la grădi? Ce ai mâncat? Budinca. Numai budinca? Și nu dar ai mâncat. Da. Wow, și ți-a plăcut? Da. Mă bucur. Mm-hmm. Ce faci acolo? E o floare. Iei o floare? Da. Pui floare? Da, floare. Vrei să numeri? Deja. Na, hai să vedem până la câte știi să numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai departe. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. 10. Bravo. 40. Așa, acum 41. 41. 42. Ai grijă, ai grijă. Da, zi. Gata, nu mai spune gen. Nu mai spui, gata? Ok. Bine, bravo. Mai spui când mai crești mai mare, da? Da, o curățat nenea gardul aici. Da. L-a făcut frumos. Ai grijă, ai grijă, că te împiedici. Da. Unde mergi? E nenea acolo. Da, flori. Vezi? Sunt multe, multe flori. Le faci titi? Vă mulțumesc tare mult celor care v-ați abonat. Vă mulțumesc și pentru vizualizări, vă mulțumesc și pentru like-uri și pentru comentarii. Cam atât în acest filmuleț. Să aveți grijă de voi până data viitoare. Bye, bye!